Uită-te cum îți pică ultimele boabe de apă salinizată pe cana în formă de pisică japoneză a doamnei cliente fidele din Târgu Mureș, la care ai uitat să pui reducere 20% în contul promoției de Paști. Pentru că ai vrut să demonstrezi că după 3 săptămâni poți lejer să dai o comandă de una singură, fără să-i mai bați la cap pe Răzvan și pe George și pe Andrei și pe Mara și pe Ana. Pică netul și vezica-ți plesnește după 4 cafele cu caramel la capsulă. E cineva la baie, așa că te întorci înapoi la casă, unde le dai clienților sticăre doar cu poezia ta, fără să le spui că tu ai scris-o. Nu ai vrea să pare arogantă. Ascultați 5 minute de muzică clasică. În spate, toată lumea vorbește de tendinite și cât de bună e ciocolata adusă de Oti de la colț. Abia dacă ți pasă că pui spiritualitate la religie și psiho la dezvoltare personală. Treci pe lângă Lloyd și îți repeți în gând ce mănânci când ajungi acasă. Mișcătoarele tuneluri cu gândaci aurii și băncuțe de preșcolari. Mai eu lui pe care l-a făcut cârpă după o criză de nervi. Carnea neagră de lepădă pe care gura lui o sfâșie. Use your fucking brain, woman. Mă înclin în fața tenișilor voștri cu platformă, în fața rezistenței voastre la cucuie și burnout. Mă piși pe returul la cartea de bucate în maghiară și pe ordinea depozitelor de la ficțiune autor străini. Dacă sunt pocăită și vorbesc ca Svetlana Cristian pe dublu grame de heliu, sunt un boboc bun. Când o să mai am roșu în gât, vreau 5 zile de medical. Let's confuse emotional numbness with chemistry. Abracadabra, you've been tricked. După ce te-am șters de lacrimi, ai cerut un vape. Mi-ai spus că avem probleme și te-ai trântit peste mine ca un hardcover peste un plian turistic. Într-o după-amiază cu Lapovitz ai reușit să crești barbă. Bem o cafea când vrea sufletul tău. Aici mă găsești. Aici mă găsești.